Vă spuneam mai devreme că suntem la bucătărie și gătim astăzi tradițional cu Maria Bezvoleva. Este o croitoreasă și o gospodină din Leova. Raionul Leova, au fost satul Hănăsenii. Noi s-am născute, dar s-a căsătorit în satul Stoienești. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și vă mulțumim că ați venit astăzi cu zestrea, dacă așa putem să spunem, zestrea voastră de o viață. De o viață, că, da, inclusiv adunate. De la un șervețel prelucrat și croit, brodat din clasa 5-a, până... Până în ziua de azi. Până în ziua de azi. Coftiț care încă nu-i terminat. Am adus-o și pe dânsa, nu-i terminat. Chiar acum fac, nu când am făcut numai cândva. O să vorbim despre lucrările voastre un pic mai târziu. Astăzi vreau să știm, mai ales noi cu Victor, ne place tot ce este tradițional și vrem să știm ce gătim astăzi la bucătărie. Astăzi vreau să vă gătesc o mâncare bulgărească de sec. Așa. De ce bulgărească? De ce soțul bulgărească? Dumneavoastră soțul e bulgar, nu? Eu de așa mâncare n-am știut. Când m-am căsătorit, atunci soacră mi-a zis, hai să facem pipirie n-amange. Deci, mamă, dar eu nu știu așa ceva acum. Și de ce să-i înlămurească? Ia că luăm pipieri murați, îi curățăm de coajă, le dăm sămânța jos, îi tăiem mărunțel, tăiem șeapă, punem întâi șeapă alea că sunt moaie cu ulei și până îmi dăm drumul la chipăruș. Deja ați pus câteva ingrediente, ardei marinați sau murați? Sunt murați, dar în ce murați? Ei întrânși, așa sunt murați, nu? Da? Ia să vedem. Ei sunt fără patlajică, fără rânică, numai chiperi. Îi dăm, punem uleiul să înfierbânte tare, tare și luăm câte o farfurie de chiperi și le dăm drumul și repede mestecăm. Și scoatem și punem într-o ligheană așa parte, altă porție și așa îi trecem pe toți trei ulei fierbinte. Făină. Făină, da. Da? Aici ce avem? Agică? Pastă de roșii? De chipieri, de gogoșari. Vai de mine, pasă, dacă adevărații șefi, când eu mă uitam pe internet la tot fel de filmulețe cu renumiți bucătari, ei folosesc foarte des pastă de... Și bulgarii... Da, de gogoșari anume. Gogoșari, da? Dacă n-ai gogoșari, faci din chiper gras. Chiperul gras, tot e dulce. Da. Aici, avem brânză, aici de... avem brânză de oi. Asta de pentru a doilea mâncare. Aici avem gris. Dar ce, facem două feluri? Care este a doilea fel de mâncare? E tot terci. Unul e terci din piper murat, dar altul e terci din brânză de oi. Din brânză de oi. Da. Deci și asta se prepară ușor și așa se prepară ușor. Așa. Una e de sec, alta e... Aha, alta e după, la Paște. După Paște. Haideți să începem cu ardei, cu da? Da, cu prima începem. Da. Dar eu pot să vă ajut. Pentru asta luăm ceapă, o tăiem mărunt. Mărunt cu bulețe, da? Da, cu bulețe. Cât mai mărunt, cât mai bine. Acum, de fapt, sunt blendere și el poți să-l dai la blender și să primești omogen. Dumneavoastră folosiți blenderul? Da. Da, dar vă faceți, ați auzit, cred că desori, smoothie... Eu îl spun Nutriblast. Aha. Dar sunt nevoită să-l folosesc de asta când am dinți. Și ce vă faceți la blender de obicei? Ce fac la blender? Dau bostan, dau măr, dau morcov. Amestec și legumii și fructe împreună și le beau. Dacă nu pot să-l mănânc proaspăt așa, îl beau proaspăt. Aha. Eu că-și fac. Dumneavoastră acum locuiți la Stoienești. Da. Da? Cantemir. Copilăria ați avut-o la Leova. Da, am fost în Hănăseni. În Hănăseni până în clasa a doua. În clasa a doua m-a luat mătușa aici la Ghidighici. Aici am terminat 8 clase. Așa. Și după ce am terminat 8 clase am fost la Călăraș, am plecat la școala pedagogică. Am învățat. Am terminat școala pedagogică. După școala pedagogică am lucrat învățătoare din muzică și artă plastică la Cania. De muzică? Da. Vă place să cântați? Da. Ce cântați de obicei? Cântici populare și romanță, maghiere. Romanțe? Da. Romanțe în limba română? În Țărâncuță o cânt și Dealul Eminescu câte ceva. Ce spuneți dacă vă provoc acum la bucătărie? Pentru că la bucătărie sau în duș deseori se cântă. Da. Dacă să cântăm un fragment de ce vă place dumneavoastră?
O să vă cânt lângă o salcie pletoasă, tăman înainte de Paște. Da, am ales da? Că salcie este simbolul folosit și la florii. La florii, da. Lângă salcie pletoasă, păi Sfânta Maică se ruga și cu vocea ei miloasă către salcie vorbea. Și cu vocea ei miloasă lângă salcie vorbea. Dacă îmi cunoști durerea, păi și voiești să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spin. Dă-mi din ramurile tale o cunună fără spin. Doamna Maria, foarte emoționant, nu știu cum pentru dumneavoastră, telespectatori, dar mie mi-am adus aminte de bunica. Pentru da. Că seamănă foarte mult vocea dumneavoastră cu cea a bunicii. De-am o voce îmbătrânită, cam tremurătoare, dar știți, cât de bătrân ar fi omul, totdeauna sufletul e tânăr. Parcă le vrei pe toate să le facă. Dar eu văd că dumneavoastră zâmbiți, sunteți foarte plină de viață. Da, nu vreau să arăt. Și față, și în suflet, și și în inimă. Eu s-o operat la inimă de 3 ori, a 4 ori, motoraș mi-a pus la inimă. Da, îmi place viața. Vă place viața. Îmi place viața. Da, așa? Are viața un secret pentru a fi așa cu zâmbetul pe buze, să treci și peste anumite tristeți? Pur și simplu să nu pierdem cumpătul, să nu ne pierdem speranța. Ia că asta e secret. Chiar și dacă ne-i greu pe suflet, nu arăta ce. Probabil asta este și secretul bunicilor noastre, care au, într-adevăr, au trăit foarte mult, pentru că acum trăim într-o perioadă de stres. Dar lumea nu se mai stresează pentru că e o perioadă mai grea, fie că a fost război sau foamete, dar lumea se stresează de la faptul că nu mai are baterie la telefon. Da, pentru asta, da, nu se... Da. Orică le iei telefonul de mână. Eu să le tai mai mărunt, aveam un cuțit mai mic și mi-era cam complicat. Aha. E nevoie mai mărunt? Da. Punem ceapa într-un bol sau ce are? Ceapa o să punem direct în tavan, punem ulei. Așa. Ulei în pitigaie? În pitigaie punem. Așa. Punem uleiul. Haideți am să vă ajut eu să conectați și... Conectați, eu aici. E nevoie de foc mediu? Da. Așa. 4 porții gătim, da? Câte doriți, noi suntem echipă mare. Eu am adus pentru 4 porți. Foarte bine. La toți câte leac o să fie. La toți câte leac, pentru că noi aici suntem cu degustatul, nu, nu chiar mâncăm la propriu. Nu o să fie și a doua, le pierci, o leacă de asta, o leacă de șala și... Așa. O să fie leac la stomachel. Să mărunțesc un pic ceapa, să fie mai măruntă. Mi-mi plac și tot cuțitele mai mari. Văd că și dumneavoastră mănâiți foarte bine cuțitul. Așa, punem ceapa la călit. 5. Ulei de măsline? Ulei de măsline, se face și ulei de floarea soarelui. Dumneavoastră folosiți în alimentație uleiul de măsline, cam tot am citit mai devreme despre uleiul de măsline, da? Eu des să-l folosesc, mai ales la salate, la toate astea, ulei de măsline folosesc. Aha. Apoi când fac, de pildă, cu varză, ori cu, cum îi spune, spânac. Da. Nu mai mult rusești, știi? Da. Apoi pun câte un pic de ulei. Dar de unde cunoașteți toate aceste rețete? Că nu cred că stați pe internet să le... Nu știu la internet, nici așa. La telefonul este, nu știu așa. Cum. Da. Citiți pe undeva? De citit? Citesc. Vă interesez. De una și de alta. Și stând prin spitaluri, vorbești cu unul, vorbești cu altul, unul spune una, altul spune alta și cu informația... Asta nu se demodează niciodată. Dumneavoastră sunteți de... În ce zodie sunteți astrală? Eu sunt la 2 februarie. Vărsător! Vărsător. Aia ca și soțul meu. Și tot pe 2. Tot pe 2 februarie. De ce v-am întrebat? Da, tot pe 2 februarie. Noi suntem la bucătărie și gătim cu Maria Bezvoleva. Este o croitoreasă și o gospodină înrăită, pot să vă spun, pentru că astăzi gătim ceva bulgăresc, un terci cu chiperi, ați spus, chiper, da? Chiperum, ia, ce gustoșenie și mai ales că ați venit cu toate de acasă, da? Haideți să o punem în bol, da? Aha. O să adăugăm...
trebuie să fie așa lichid, da? Da, păi da. Înainte nu era blender, nimic, așa cum este, așa se mânca. Dar acum cam dăm la blender. Cum se mănâncă? Ia, când trebuie de sec, cu dânsa întingem cu pâine proaspătă și cu pâine. E ca o supică, ca o supică, ca un sos, cu pâine. Cum se spune, ca o sos. Da, da, poți să adaugi chiar și la carne deasupra. Da. Ca un sos. Cu cartofi fierți e gustos. Cu o hrișcă fiartă. Așa. Cu orez fiert. Deci, da, ca să nu adăugăm totul, am să vă ajut să luăm și tigaia. Așa. Cu orice. Când e zile că se poate de mâncat de fruct, atunci se mănâncă cu slănină, cu... I-am adus slănină, trezoară. Ia ce frumos arată! Abia aștept un pic să se mai răcească, ca să-i simțim gustul mai bine. Cu cât e mai fierbinte, cu atât nu simți gustul. Da, trebuie să mai răcească leacă. Astăzi este o zi specială în familia voastră, mai ales că este ziua surorii dumneavoastră, Ana Mărgineanu, care a fost la noi la o nouă zi. Este o țesătoare din Strășeni. Da, data 22 martie a fost la emisiunea dumneavoastră. Așa. Astăzi este ziua ei și vreau să o felicit din suflet că ea-i tot ajutorul meu și toată speranța mea. Cât am bolit, e de mine, am avut grijă. Poezia, în poezie este toate, dar n-am eu încât să o citesc toată. Da, să-i spuneți la mulți ani. Da. Fii sănătoasă, anișoara, ție-ți dărui aceste cuvinte. Anișoară, anișoară, mândra noastră surioară, azi ești meșteriță mare, ai țăsut mii de covoare, cu ele tu te mândrești și la toți le dăruiești. Poate sute de covoare ai trimis în lumea mare. Peste tot tu proslăvești covoarele moldovenești. Și arăți tu în covoare dragostea de a ta țară. Eminescu, Ciocârlia, îți arată măiestria cu care tu ai lucrat al lor chip când ai redat. Că tu îți iubești poporul și știi cui să-i dai covorul. Celor ce-l vor admira și cu drag îl vor păstra. Că în el e întruchipat sufletul tău cel bogat, că covorul o comoară în a noastră moldovioară. Azi cu tine ne mândrim și sănătate îți dorim, că meșter popular tu ești și la mulți ani să ne trăiești. La mulți ani, Ana Mărgineanu, să ai o zi frumoasă, foarte frumos și emoționant. Când ați compus-o? Poate are vreo 3-4 săptămâni, dar e mai recent. Da, mai recent, știu că vine ziua ei. E începută de mult, dar recent am terminat-o. E din 3 părți, spune ziua. Bine, noi astăzi gătim și ce ne-ați spus cu brânza de oi. Terci din brânză de oi. Cum se face? Asta e terci din chipier murat. Cum se prepară terci din chipier murat? Tot așa se prepară terci din varză murată. Așa. Am călit ceapa, am pus piperii murați, am pus pasta de gogoșari, apoi am pus două linguri de făină de grâu, o leacă am prăjit, așa tot s-o înlădușit împreună, și am adăugat apa. Apa. Și atât. Și fierb o leacă, am pus o frunză de dafne și o leacă de piper negru. Să trecem și să gătim și a doilea fel de mâncare. Eu, între timp, aici am zestrea dumneavoastră, dacă îmi permiteți așa să spun. Sunt niște lucrări pe care dumneavoastră ați brodat. Ce căutați? Răzătoarea. Aici. Scuzați-mă. Vă face din ochi. Da, îi face din ochi, dar eu fiecare lucrare de-a dumneavoastră are o poveste, da? Avem aici, de exemplu, o cămașă brodată de dumneavoastră. Da? Fix așa cămașă brodată are și soțul meu. De și acum, soțul? Și soțul, da. Ei cam plăsie să cam să fiu la fel îmbrăcați. Brodam ei, brodam și lui. Aveți un dress code. Da. Și... Când eram tineri, îmblam împreună la anunț, la cumătriș, tot timpul îmi puneau să cânteam. Și soțul dumneavoastră cântă? El cântă și la ghitară. Dar el fiind bulgar cântă în... Cântă și moldovnește și bulgărește. Noi cântăm și bulgărește, nu numai moldovnește. Și rusește. E doar și limba așa, e nărioasă. Aceasta este un... Iată, asta e cămașa soțului a fost. Cămașa soțului, da. Roz, așa cu flori. Așa, roz cu flori a fost. Și eu s-o făcut mică și dintre însă i-a făcut mie, vă zic. Iată, și pe timpuri era la modă ca bărbații să poartă roz. Da, era fica mică, avea de 8 luni când i-am brodat eu lui.
folosiți. Dumneavoastră știți să cântați și în bulgară? Să bulgărești, știu. Da? Da. Ce ziceți, dacă tot acum arade mă brânza, apropo de oi, să cântărăm și ceva bulgărește? Любили сад вам со младих Любили сад вам со младих Любили сай легали сают маленькие дургулями и драгонолю Любили сай легали сают маленькие дургулями и драгонолю Душу время да сожжёт Душу время да сожжёт Башта синку не сижени, майка дочтеря не дава, эй, драган олю. Лю, cântăm și după publicitate, că trebuie să luăm și o scurtă pauză. Noi mai cântăm aici, că doamna Maria. Mai revenim. Noi, cântipul ăsta, cântam cu soțul pe două voci. În prima strofă am cântat-o pe voce și a doua strofă pe a doua voci. Luăm o scurtă pauză. Noi suntem la bucătărie și gătim tradițional, după cum vă spuneam, cu Maria Dezvolivă, croitoreasă din Stoienești. Stoienești, pentru că tot țineam minte că sunteți originară din Leova. Am gătit așa aici un, terci, se spune, un sos, un terci de ardei, un ghiveci, da, din ardei murați, apropo, așa, ca bulgăresc, da, din tradiția bulgărească. Iute, iute. Acră, sărată, arată. Iute? Nu, iute. Pentru dimineață e mai greu. Pentru dimineață e mai greu. Și am mai pregătit din brânză de oi. Terci din brânză de oi. Oi? Și cu ce? Se prepară brânză de oi și hrișcă. Hriș. Griș. Griș. A, grișul ăla. Așa. Și asta, paste de gogoșari, iar. Și paste de gogoșari. Tehnologia e una și aceeași. Cum se prepară asta? Așa se prepară și asta. Numai că aici ceapa o leacă, o muiem și o scoatem. O tăiem în patru, numai că se miroasă ceapă. Dar ceapa aici nu-i. Cu cât e mai mășcat, cu atât aș de aroma mai bine. Îți dă aroma mai bine și o putem scoate mai ușor. Nu rămâi pe tava. După aceea, brânză o dăm prin răzătoare. Am scos ceapa, dăm drumul la brânză. Un pic o portăm pe tava, ies topiește parcă, și atunci punem o lingură de paste de chipieri, ori de gogoșari, o leacă îl amestecăm, urmă punem două, trei linguri de griș și adăugăm apă, amestecăm și omogen și când aici fierbe de-a binele, dăm drumul la apa cu griș. Amestecăm și ne uităm pe consistență. Că să fie ca un terci, să nu fie nici groasă tare, nici țări. El ca tare merge cam la o lingură de griș, merge un pahar de apă. Un pahar de apă. Da, dacă faci patru porții, patru pahari de apă, trei porții, trei pahari de apă, trei linguri de griș. Și amestecăm până să fierbe grișul. Dacă tot ne-am lămurit cu rețeta, dumneavoastră sunteți croitoreasă de câți ani? Din 1976. Din 1976. Da. Ați adus astăzi prosoape, șervețele, brodate de dumneavoastră. Asta e salfiete, cum? Da, un șervețel, un șervețel de masă. Noi am învățat în limba rusă și mai ușor vorbim acasă bulgărește. Măcar și bulgărește, ne spuneți dacă înțelegem. Și asta mi-e lucrare de examen. De examen? Da, am terminat cursurile de brodeză și aceea mi-e lucrarea de examen la mașină. Aici este găurele, asta nu-i coacșor, asta e tot la mașină brodat, în găurele. Asta e la mașină? Asta e. E o băsmăluță? Da, nu-i băsmăluță, asta e față de masă și cu șervețele. Sunt mai multe. E un șervețel într-o culoare foarte modernă, aș spune. Ați făcut-o de mult? De mult. De mult? Așa material exista pe... De unde luați material așa? Așa, un roz, o culoare modernă. Eu am lucrat la casa de servire socială și noi primeam acolo materiale. Da? Da, așa, sunt material de acolo. E de față de masă brodată, împreună cu șervețele. Dar aici avem... Asta e brodată împreună cu mama mea. Ea aici am învățat să... Cu mama? Cu mama brodat. Eu treci fost undeva prin clasa a 8-a, a 7-a treci fost. Ea m-a învățat cum în crușeliță, ei ne înșepe, ne arăta și eu brodam mai departe.
Da, pe timpuri de... numărați, da. Nu era desen cum aia găsești acum în magazine. Era pictată. Uh-huh. Asta era pictată. Uh-huh. Și noi numai am rodat-o. Așa, foarte frumos. Da. Și mai ales că ele vă aduce aminte și de mama, că ați făcut împreună. E lucru sfânt. Acasă am pierdut o cameră. Așa. Unde mi-e îmbrăcat în stil național. Dar cu soțul nu ați brodat nimic? Nu este interesat de acest lucru? Soțul meu în broderie nu e interesat. Dar el cu ce se ocupă? El a lucrat mașinist la calea ferată. Așa. Acum suntem la pensie amândoi, suntem acasă și... Iată, mai avem aici un șervețel. Asta tot e față, avem față de masă mare, eu n-am atât, că e grie de adus, și cu 12 șervețele. Noi avem 5 perechi de fin și trebuie să ne ajungă la toți. Eu am să mai rău din lucrările dumneavoastră, dar vreau să vă întreb, este greu să treci cu un soț bulgar? Dacă o trebuie o leacă mai jos, când eu, mergem înainte. Ce, ați învățat limba bulgară ușor? Limba bulgară am învățat-o undeva... Pot să spun într-un an, jumate, doi. Așa. Eu am trăit când lucram la Cania învățătoare, am trăit la o gazdă, gazdașa era bulgară. Și eu de acolo am prins câteva cuvinte. Până când m-am căsătorit, eu câte ceva înțelegeam, dar nu puteam să vorbesc. Soțul tot spunea, hai vorbești de făcut, tu știi. Era frică, ți-a spus ceva, nu așa, să se râde. Și nu vorbeam. La asta ce semn este? Este un... Asta e o floare, e o floare și două, da? Frunzelițe. Da. Asta e prima lucrare care am lucrat-o în așa fel de broderie. Aici tot cu mâna. E ceva complicat, anume? Spuneți că așa fel de broderie. Este joc. Piste ac cu piste muchie cu acul, făcut și piețășoarele cu urechea acului, ața în coruncă, ca brădulețul și se împunește bățișorul. Și pur materialul și aici tai. Avem o față de masă. Ei cu șervețele și ele. Așa, foarte frumoasă față de masă. Așa, să vedem dacă putem să o arătăm pe toată. E cu... Iată așa. Se vede? Este o măsuță mai mică. Iată cam... Cum vine ce zestre are moldoveanul. Da. Și tot cu flori. Sunteți mai mult cu tematică florală, da? Da, îmi plac tare florile. Peste tot am flori. Și în ogradă, și în casă, și în tântici, și în suflet, tot flori. Și trandafiri, și bujori, și mușcate, și de tot felul. Suntem la bucătărie cu Maria Bezvolevo. Am gătit terci și un sos de chiperi bulgăresc, să zicem, și un terci de griș cu brânză de oi. De oi. Tradițional, așa ca la Cantemir, putem să zicem. Da, ca la Cantemir. Mai revenim noi la bucătărie cu doamna ca să mai degustăm din aceste bunătăți. Rămâneți aproape la o nouă zi. Optimism adevărat astăzi la bucătărie. Avem o croitoreasă, Maria Bezgoleva. Bezgoleva. Da, care ne-a gătit astăzi bulgărește. Soțul e bulgar, inspirat și gătiți mai bulgărește, 40 da? De ani, dar 42 de ani de când sunt în Stoianov. Că de acum știu-s bulgar, că portă nimeni mult bulgăresc decât moldovenesc. Ei, așa sunt bărbații, ne mai complică uneori lucrurile, dar nu spre rău, spre bine. Pentru că am gătit astăzi terci din chiperi murați. Chiperi murați. Da, și terci așa. Din... Brânză de oi. Brânză de oi și cu griș. Cu griș, da. Așa, cum le consumăm noi? Că ați spus, fie le punem peste carne, din chiper murat, îl folosăm în zilele de sec. Cu cartofi fierți, poate. Chiar și cu fasole fierte, să nu știi prăjit, măcar fasole fierte. Îi leg de fasole și adaug și o lingură două de terci. Că așa terci numai cam acrut și mai tare vrei să mănânci încă după asta. Dar așa că îl combini cu o leacă de orez fiert. Da, pentru că ca o supă nu poți să o consumi. Ca o supă nu, că e acrișor. Dar celălalt cu brânză? Da, terciul din brânză. Tot cu cartofi s-ar combina el merge foarte și bine. Cu cartofi. Și el merge și cu pastele faimoase. Cerbim spaghete, cum să spun. E un fel de sos. Da, adăugăm o leacă de sos de ăsta. Da, și așa cu pânică întinge. Eu am o nepoțică, Nastia o cheamă. Când vine la noi, dimineața întreb Nastinga, ce putem pușați? Aranjvuiu cașcu. E așa îi spune, cașa potrocalie. Doamna Maria, chiar și producătoarea mea este foarte curioasă să afle de ce ați adus aceste coși de ceapă? Vreți să ne povestiți cum ați făcut această slănină cu coși de ceapă? Nu știu dacă ați mai zis. Slănină cu coși de ceapă. Coși de ceapă. Cum? Eu când fac mâncare, toată coaja asta de culoare cafenie, de acum o strâng. Așa. Când tăiem porcul, popon, o spăl.
Din o dată, de două ori, de trei ori, până apa iese curată. Așa. O așez într-o vas, torn apă și o fierb. Uh-huh. Coaja asta de ceapă. Așa. Pe urmă, în alt vas, mi-așez slănina și pun coaja de ceapă. În zama care, în care a fost ofert carne de, coaja de ceapă. Turnăm peste slănină și o fierbem slănina 15 minute. Cum începe a fierbe 15 minute și stă în foc. Uh-huh. Și o las acolo până se răcește, în zama asta. Dar de ce e folosită ceapa? E de aromă. E pentru aromă, pentru da? Pentru aromă și culoare. Totodată și culoare, dar și ca un dezinfectant, că doar ceapa, usturoi, cum spune, antibiotice naturale. Da, și iată, și vedeți acum această slănină. Și slănină are și cum, culoare frumoasă, da, și gust, e și mai frumos. Aha. Noi acum putem să aruncăm cojile de ceapă, e neapărat din ceapă portocalie, da? Roșie, n-ați încercat? De roșie n-am încercat. Dar e mai aromată asta. Asta e, noi cu asta creștem acasă, dintre asta, facem, da. Aici e cavurma. Cavurma din carne de oi și de asta e slănină. Cavurma din carne de oi, se fierbe carnea până cade de pe oas. Până, aha. O lăsăm să răcorească, alegem toate osșoarele, să nu fie niciun os. Uh-huh. Și o punem iarăși la foc. Fierbi o leacă. Ce delicios fie pentru Victor Nofit, că este un carnivor. Fierbim o leacă și pe urmă adăugăm usturoi, cimbur, chiper negru, frunză de dafin, paste de gogoșari, se adaugă și sare la gust. Fierbi undeva vreo jumătate de oră, poate, după asta. Și apoi o turnăm în tava, ori în patrat și ori rotundă, și o lăsăm să întărească, dar nu o lăsăm, nu m-am turnat-o și am lăsat-o. Tot timpul cu lingura amestecăm ca să primească, răsește narod mai masă. Am înțeles, o consistență, omogenică. Omogenă, da. Și când s-a întărit, poate părim. Doamna Maria, mai am foarte multe întrebări și știți cum timpul ne presează. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, iată, trăiți cu așa un optimism, aveți un stil de viață sănătos, ce secrete folosiți? Nu știu, hai să vă întreb chiar din domeniul frumuseții, v-ați machiat vreodată? Niciodată nu m-am machiat. Cum mama nu m-a născut? Nici creme n-ați folosit? Nici creme, niciodată n-am folosit nimic. Sfânta Cruce, ziua de azi, eu niciodată nu m-am vopsit cu nimic. Eu sunt naturală cum o dat Domnul. Niciun ruj? O singură dată. Am fost pe buzdată când m-a fotografiat pentru vinetcă. Da. Restul niciodată. Așa, cum o dat Dumnezeu așa? Soțul probabil n-a vrut, era gelos. Nu, dar eu domnișoară eram și totdeauna nu m-am vopsit niciodată. Așa în clasini, e și naturală. Aha, dar și sunteți într-adevăr emanați și o bunătate și sunteți frumoasă. Se spune că sufletul trebuie să fie frumos, nu exteriorul în primul rând. Așa și eu mă stărui din suflet și eu bună. Și dimineața, la prânz, seara, aveți ceva, o alimentație mai deosebită? Dimineața mai multe ștergeri, cât ouă, cât coleacă de frișcă. Așa. Da, la masă, am un apă consumați? Eu mai puțin mă stăruc, eu sunt operată la inimă și trebuie să consum mai puțin lichid, că altfel eu și așa sunt pe diuretici tot timpul. Că nu, la inima bolnavă nu trebuie multă apă. Dar trebuie emoții bune. Da, și emoții bune trebuie la inima. Ați cules cuvinte frumoase pentru emisiunea noastră, o nouă zi, ca să avem și noi emoții bune. Mulțumesc că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră și v-am consacrat câteva cuvinte. Numai soarele a ieșit și o nouă zi a început. Emisiunea preferată de oamenii din țara toată. Aici facem cunoștință cu mulți oameni de știință și cu meșteri din popor care lucrează cu spor. Ce tradiția păstrează și la tineri cultivează dragostea de lucrul sfânt cel are omul pe pământ. Doar să știi să-l cultivezi și altor să-l promovezi. O nouă zi să ne trăiești, să poți pe om să-l proslăvești. O nouă zi, cât va trăi, talente multe va găsi. Că Moldova e bogată, de uimește o lume toată. Vai, mulțumim, doamna Maria! O nouă zi, această poezie este de fapt mult mai lungă. Da. Să știți că de mult n-am văzut o poezie scrisă în chirilică. Eu sunt drept bătrâni și să nu fac greșeli. Știu, să citesc cu caractere latine, citesc la perfecție, citesc la acel. Dar să nu fac greșeli să râd cineva. O să păstrăm această poezie în redacția noastră, așa, o să o punem la, ca la icoană. Mulțumim foarte mult. Suntem, apropo, în preajma sărbătorilor Pascale.
sunt tradiții frumoase în toată Moldova. La dumneavoastră, în localitate, ce tradiții se păstrează? Nu, în ziua de Paște, la bulgari, totdeauna la nănășei, trebuie să vină toți finii în ospiție. Finii din cocăină fiartă, cu un colac și cu cozonac și ouă vopsite de acum. Ouăle noi le vopsim tot în coajă de ceapă care am adunat. Dar când le vopsiți? Noi le vopsim joi. Joia? Da, joi le vopsim și le păstrăm la rece. Să spune că ouăle care sunt vopsite în joia Paștelui, mai mult se păstrează. După ce petrecem finii la Paște, ne ducem noi la părinții noștri. În ospiții, da. Prima dată finii vin la noi, prima noi ne ducem la părinții. Aveți mulți fini? 5 perechi. O, ce masă bogată! Toți, și da. ce pregătiți la masă? Faceți mese mari, belșugate? Cum de e la bulgari? Da? Masa trebuie multă să fie verdeață, plină. La 5 perechi de fini, ca 10 oameni deodată. Mai vin și nepoții, mai și noi și ne adunăm cam în jurul la 18-20 persoane totdeauna. Și eu sunt învățată să fac mâncare multă totdeauna. Și la Paște și la Lăsatul Săcului, și asta ce e este tradițional, ce nu lipsește pe masa de sărbători? Pe masa de sărbătoare, la noi totdeauna trebuie să fie, în ziua de Paște, trebuie să fie cozonacul și ouăle. Și pe urmă celălalt, facem rășituri, facem un miel, îl tăiem și îl coasem în cuptor. Dacă acum ne folosim cuptorașele electrice, dar numai decât trebuie să fie carne din el, că e mic, stoas și tineric și e tare întrebată. Și de acum cavărma avem, slănină avem afumată, facem și catlete și carne bătută, de toate este și legume consumate, legume, nu? Mai mult tăiate, nu în formă de salată, tăiate, da? Punem un pățit de brânză, dar de Paște ne stărâm totdeauna să avem cașcaval proaspăt. Dacă tot ați vorbit despre masa asta bulgărească, da, tradițională, eu vă îndemn ca dumneavoastră să vorbiți către consătenii dumneavoastră în limba bulgară, nu știu, un scurt fragment, da, un mesaj de sărbătoare, că tot o să vină sărbătoare. Dobăr den, Hora Stoianovka. Asam blugodarna na gospod, ce mă dărgina tă zimea. E blugodarna na tăți peridacea o nouă zi ce mă izvică. Dă-mi pucajea cât să naște tradiții, copraimi, cât gotvimi, cât se minava naștă jizd. I dai Bog, da vi dau Bog zdravie na sičkite. Na sičkite hora, i da nu dai mir, i dai zdravie na tă zimea. A, să fie cu sănătatea, asta am înțeles eu. Fii pace și sănătate pe pământul acesta. Pace și sănătate vouă, am fost la bucătărie cu Maria Bezgole, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm, vă mai așteptăm la o nouă zi. Drum bun, apropo, înapoi, pentru că e cale lungă până la Cantemir. Da. Noi vă spunem mulțumim pentru atenție, ați fost aici cu noi la o nouă zi, intrați și pe pagina noastră de Facebook. Nu, n-am pomenit. Dați like. Din Iurdea. Păi asta e priprava. E un condiment minune. Bulgar. Aici s-a adunat toate plantele. Știm că la bucătăria bulgărească tot timpul sunt ceva secrete. Noi ne revedem și mâine într-o nouă zi. Toate bune! La revedere!